S-a întâmplat să trăim și această zi. Pe 22 decembrie, când în mod normal ar trebui să serbăm, să comemorăm, de fapt, nu să serbăm, să comemorăm memoria martirilor căzuți în Revoluția din 1989, când acei oameni au ieșit cu un mare crez că vom avea libertate, că vom avea o democrație corect înțeleasă și că vom ști să luptăm pentru binele nostru, pentru a face copiilor noștri un viitor mai bun, am totala dezgustare și neplăcere să observ că cineva care consideră că deține adevărul absolut, cel care mai de ună zi dădea cu toporul în lemne să arate cum îngrijește, cum are grijă de cetățenii de la țară, ca să le asigure căldura în casă, astăzi le dă ordin colegilor mei din PSD să nu participe la această ședință pentru a aproba alocarea de sume, de fapt a aproba înregistrarea în bugetul municipiului Focșani, sumele alocate de guvernul PNL pentru continuarea activității SCENET, care asigură căldura în municipiul Focșani. Este vorba despre proaspătul reales deputat Nicușor Halici, actualmente președinte interimar al organizației județene Vrancea PSD. Îi cer public pe această cale și în acest moment demisia din această funcție pe care nu o merită. Nu poți să te bați cu pumnul în piept o lună în urmă, să spui că vrei binele vrâncenilor și a focșănenilor și astăzi să nu-i lași pe consilierii locali să vină la ședință să voteze pentru căldura focșănenilor, în primul rând. De ce? Pentru că nu s-au înțeles politic la alegerea viceprimarilor. Am nevoie de activitate în primărie, nu de zbinare. Dacă așa se consideră că se va face politica de către această organizație județeană, eu mă dezic de această organizație județeană, nu mă dezic de PSD. PSD, la nivel național, este un partid puternic. S-a dovedit că în Vrancea nu mai există PSD. Și vreau să spun cu toată tăria.